Bună ziua, dragi mei, asta este fiatul meu de care l-ați mai văzut prin înregistrări, cu care cosesc, balotez, semăn, tot ceea ce îmi face nevoie. Aici am un trepied pus pe el, un suport, cu chiar un lonjeron fiind de tractor, care l-am făcut la urgență când am dat motor de pe această combină jos. N-aveam cum dau jos ca să-i fac cu reparații. Și am improvizat acest dispozitiv. Acum, ceea ce mai aveți cu casa de centură, l-am folosit zilele astea la niște prieteni de aici, le-am pus motoarele pe tractor, au dat motoarele jos, au făcut care ori ambreiaj, un alt arbor de rupt. Și cu acest dispozitiv mai fac și lucrarea asta, descarc un sac din greșăminte, am câteva sacii aici, îi descarc cu el. Deci îmi fac treaba. Și acum o problemă este că ieri am avut pornit tractorul și întâmplarea că când se mai pornesc după ce am făcut copii, n-am mai pornit. Am constatat că ar fi blocată pompa din injecție. Am încercat, am scos accelerația de aici, de pe asta. Asta, am încercat asta. Deci în momentul când umblu la accelerație, așa, și umblu la opritor, ar trebui să mișc, dar eu nu mai simt opritorul cum mai lucrează. Deci nu mai simt cum mai lucrează opritorul. Și am zis să o dau jos, că altă soluție nu. Deci nu mai simt opritorul. El de regulă trebuie să miște un pic și pârghia de la accelerație în momentul când dădeam să opresc. Deci nu se mișcă nimic. Așa că o să pun să spăl un pic. Dau cu niște motorină pe el. Că are o jumătate de an mai bine. Hai ca jumătate de an, sau nu a mai fost spălat. Să-l moi un pic. După care o să dau cu un pic de apă. Și o să... Deci acum îi dau un pic motorină, îl lăsăm un pic. Uite, l-am muiat. Lăsăm un pic, după aceea dăm cu un pic presiune de apă și o să-l spălăm, să putem să umblăm curat la el, că vorba e o pompă de injecție, nu e o cauciuc care face în pană. Deci, am dat cu motorină, l-am muiat și... Am dat o tură cu apă, nu prea s-a spălat, după aceea am dat cu niște soluții de aia de spălat aragaze. Ia uitați cât de bine iese, ce curată iese cu soluții de spălat aragaze. Asta aragazul. Dau acum aici, uite așa. Cu apă, bine că poate și la motorină e așa mai bine, dar... Pompa de presiune nu mai lucrează, am dat-o la cineva să-și facă treabă cu ea și mi-a adus înapoi defect. Așa că cu hotărât, cine vrea să-și spiele ceva cu pompa de presiune, să-și cumpere. Îți dau 10 milioane, ia-ți cumpăr o pompă, cât de cât bunișoară. Asta. Problema este când desfac această pompă din injecție, îți dau bateriile de filtre jos, conductele la injectoare, atât de prost vine asta din curcate aici. Mai ales acum așa încărcătorul, e foarte dificil de umblat. Uite, lăsăm așa și punem să ne apucăm de demontat. Așa, bună ziua, dragii mei! În legătură cu pompa de injecție, iar așa am revenit cu video, că am demontat, am stat la masă și acum am venit să vă arăt această pompă, care este pe Fiat 780, identică cu pompa de injecție de pe Aro Brașov, care se folosea odată la Aro Brașov. Dacă nu mă înșel, asta chiar este pompa care am avut-o pe Aro. Și am înlocuit capul hidraulic, inel, paleți și ceea ce a fost nevoie pe aici. Acum să încerc să îmi aduc niște scule și să încep să demontez
pompa, capacul la pompă, să vedem ce se întâmplă acolo cu dozatorul de numai, că el, am spus, trebuia să fie în momentul când trădeam așa accelerația, se vede aici la șurub, când trăgeam de dozator, așa, deci așa în poziție, când trădeam așa, aia trebuia să se miște un pic și nu se miște deloc. Deci sigur este dozatorul blocat. Ia să încercăm, hai, facem o pauză și punem mâna pe chei. Și am luat o cheie de 10. Să desfacem acest capac. Exact cum v-am spus, dozatorul aici circula, dar dozatorul este blocat. Ia să încerc, să nu pot cu o singură mână să umblu, să scot acest arc de aici, de la bolțul ăsta de prindere, să încerc să las un pic telefonul, după aceea să-l scot. Dă-i play, da, nu? Așa. Să arătăm aici așa. Deci ăsta cel mai simplu, să întoarce, scotăm, întorcăm invers, așa aici, aici arată. Așa, răsim capacul, să vină arcul în jos. Și îl scoatem așa. Uite, acum și-o dat drumul și dozatorul. Ia să lăsăm astea. Deci, când asta acționează și rămâne dozatorul blocat. Și el nu mi-a mai venit pe accelerație ca să pornesc. Ce s-a fi întâmplat, nu pot să-mi dau seama. Dar cred că a fost un pic blocat, altceva nu va. Ia, uitați cum stă blocat. Deci el acum trebuie să se ducă așa. Aici se vede, nu? Deci e puțin blocat. O să demontez și aceste două prezoane. După care încerc să vă arăt cum se scoate ăsta, pentru cei care știți, nu știți, fiecare învățăm din ceea ce întâlnim unul de la altul. Dă-ți pauză acum. Deci, aceste prezoane le desfacem. Poate care vă o să zic că aici trebuia să fie o siguranță. Trebuia, dar am mers fără siguranță. Aici așa. Acum luăm pâia aceasta care ține aici. Aici, de regulă, are 3 găuri. Se vede? Așa, noi, de regulă, și toți care fac reglaj, fac gaura din mijloc. Deci acum haideți să scoatem această piesă sau mai bine să, ca să iasă așa, scoatem arcul de la această piesă. Aceasta iese cu totul de la contragreutăți. Acum acesta este dozatorul care l-am simțit blocat. Deci nu vrea, merge un pic mai greu. Stă tractorul de mult și cu motorinile astea care le avem în ziua de azi nu mai găsești nimic bun. Vă dați seama că se poate oricând
să se întâmple câte ceva. Am avut ocazie și am pus acum 2 ani sau 3 ani. Am avut într-un bazin din ăla de plastic alb, am avut motorină. Și mi-a mai rămas ceva motorină, care o perioadă n-am consumat din ea, dar a stat în soare. Și din acea motorină s-a depozitat pe fundul bazinului ăla, s-a depozitat un clei care probabil s-a făcut un pic de șucleală din ăla. Uitați cât de ușor mergeam. Până acum nu puteam să-l ating așa un pic, că nu se mișca. Dacă l-atingeam un pic, nu merge. Deci el a avut un pic de șucleală așa, din cauza că au stat motorinile astea, ca să mai, cum mai spus, nu mai știi ce mai este. Așa că acum funcționează foarte, foarte fin. Deci aproape nu simt când l-ating. Până acum îl simțeam când apăsam pe el. Și așa că acum uite așa un pic șters. De regulă mai ștergeam cu... Făceam un dop din un cep așa din lemn de brad, care băgam puțin bia, iar acest dozator, tot la fel, îl curățam pe o bucățică de lemn de brad. Cred că asta o să-i fac acum, să-l iau, să-l frec pe o bucățică de lemn de brad. Așa. Deci, acest dozator, până la urmă, am luat o mănușă de piele și cu pielea întoarsă am curățat axul acestui dozator. Că stăteam și mă gândeam că bătrânii noștri înainte foloseau curea de piele pentru ascuțit briciu care se bărbereau. Deci și curea de piele este o, cu toate că e fină, este o piesă, cum să spun, o sculă de ascuțit, pentru că ea poate să lucreze atât de fin ca să facă ascuțișul ăla la... Așa, să bag mâna la... Aici așez din nou, că am învârtit un pic de axul pompii și acum trebuie să-l centrez din nou aici. Dacă nu-l centrez, nu o să se învârte. Nu o să pot să pun... Așa, deci aici un canal. Aici unul, cam așa. Aici așa. Deci acolo are un pinten la axul cu contragreutăți, care... Da, să fie de acolo, este o parte dreaptă. Iar dacă răsucim un pic de el, de ax, nu se mai vede partea dreaptă, pentru că e o parte mai rotundă. Și cu un umăr acolo nu prea se vede, ca motorină, și n-aș mai dau, n-aș mai fac o motorină pe aici. Așa, deci am pus dozatorul la loc, deci îl vedeți. Îl mai dau cu un pic de motorină, că e mai bine. Așa. O să iau și pârghia de la regulator, pe care o să o montez aici. Așa. Perfect. A venit aici. Acum tragem arcul aici. Așa, agățăm de dozator și îl montăm la loc. Ia uitați cât de finuț merge acum. Până acum ținea în loc, nu se mișca. Și încercăm să... Pardon, mă scuzați că nu. Încercăm să centrăm aici. Vine greu, cu o mână să te uiți la cameră, cu o mână să te uiți și la piesă, te mai uiți și după această pârghie de aici,
care vine montat aici. Așa. Se vede acolo. Luăm și, pardon, un prezon de aici la pompa din jici, la capacul pompii, pe care o să-l montăm acolo. Așa, punem și pe al doilea. Bun. Deci, ălea le-am fixat. Aici regulatorul lucrează, uitați, vedeți? Dozatorul se duce acum. Până acum nu vrea să ducă. Era puțin blocat. Dacă el rămâne așa, nu are cum spune asta, pentru că el așa este oprit. Așa este pe acel, că când punem acel Z, cum mai zic băieții sau cine zic, deci această tijă de opritor, așa, când o punem aici, vedeți, o punem aici, o fixăm așa, asta când tragem noi de oprire, împinge asta acolo. În momentul când este arcul ține așa, iar când acționăm opritorul, împinge dozatorul. Și când împinge dozatorul așa, l-o dat pe oprit. Deci, așa, dat pe oprit. Deci, noi trebuie să ținem cont de chestia asta aici. Când o punem pe asta aici. Acum să luăm o cheie, să strângem prezoanele. De așa. Avem și garnitura care o fixăm aici pe marginea corpului. Așa. Ei, acum o să fie lucrare care n-ați pot să lucrez singur când prind capacul cu arcul de la regulator. Așa că fac o pauză și dacă găsesc cineva să-mi țin camera, filmez, dacă nu, singur, nu pot. Așa, deci acum v-am spus că singur nu pot să pun acest arc aici și cu bolțul de prindere. Deci ăsta îl băgăm aici. V-am spus, de regulă se întoarce capacul invers, se poate monta mai ușor. Deci am întors, vezi? Deci el vine aproape așa, dar ca să pot să lucrez, îl întorci invers. Și întorcându-l invers, vine mai ușor. Garnitura aici, de la garnitura. Așa. Deci fixăm aici pe garnitura. Mi-a căzut o garnitură. De la asta de slipit. Da. Deci acum punem așa. Punem pe ulițele. Deci aici am pierdut o garnitură. Nu o găsesc, nu mai am nici una de rezervă. Îi pun un pic de șnur de azbest. Uite așa. Și cu piulița. Aici ce-a intrat. Ia să vedem aici. Saltăm un pic, nu știu cât de bine s-a fixat. Să verificăm pe aici, să scot un pic din nou pulița. Scot șnurul ăsta. Acum s-a ridicat tot. Așa. Ia să dăm partea asta la altă. Dă un pic. Deci, aici, dacă o luăm așa, uitați, ăsta e dozatorul, a fost prins, dar nu l-am observat bine. Deci, ăsta este acolo. Ăla este bolțul care trebuie să vină în canalul ăla.
Deci eu când pun ăsta aici, el trebuie să vină în canal. Gata, se simte la mână că e prins. Deci fixăm garnitura. Aici punem o garnitură originală. Așa. Și aici punem șnurul de azbest, că am pierdut garnitura. Și nu știu dacă mai am una, așa că nu mă străduiesc prea mult să caut. Nici nu vreau să descomplectez altă, cum am o pompă, dar nu vreau să o descomplectez. Că aia este tot în stare funcționare. Dar este pe un debit mai mare pentru motoare cu forță mai mare. E tot același în cap, mai alt model de cap. Nu știu ca să vă spun codul, dar este pe un alt model care se potrivește la original pentru 780 de cai, 78 de cai, cât e Fiat-ul 780, dar fiindcă mie nu mi-era nevoie, că n-am lucrări grele de făcut cu el, i-am pus cap care se potrivește exact la aro, are cord pe aici, nu pot să-l citesc, care se potrivește exact la aro, și dă un 58 de cai forță la motor, poate depășește fiind capacitatea cilindrică mai mare, că are 103 la cilindru. Da, se simte că acționează asupra pânghii. Probabil că asta are garnituri noi puse. Da. Deci, dacă dau așa, e oprit. E acum așa. Da, acționează, mișcă. Mișcă. Deci totul, înseamnă că totul e perfect. Așa. Deci am terminat de montat. Rămâne să o luăm, să o punem pe tractor. Luată în tobă. Deci asta a fost pornirea tractorii. Am umblat la pompa de injecție acum o săptămână. Luni, nu, marți am umblat la pompa direct, am schimbat. Am reușit și am pornit atunci, n-am mai reușit că era întuneric. Ca să mai fac și filmare era seară. Așa că acum chiar am vrut să văd cum pornește, că din marți seara de când am umblat la pompa de injecție. Am așezat-o la loc. Deci merge foarte bine. Ce să vă spun? Deci merge foarte bine, așa că care vreți să aveți inițiativă chiar de la aceste mic video pe care le facem unii cu alții, putem să învățăm. Da, acum și dedicare, adică foarte bine era în Diuc. Cineva întreba de câți litri să fie pompa de hidraulică. Deci asta este o pompă de 35 de litri la 2200 litorații pe minut. Se ridică în relativ foarte bine. Deci un sac de 600 de kilograme îl saltă fără problemă. Căderea este prin inerție, nu-i cu dublu efect cilindru, deci cu un singur furtun. Și numai ăla este cilindru cu dublu efect care merge față-spate, ăla coboară, da? Deci de ăla ridic și cobor, care merge foarte bine. Așa că punem fiecare să face cu ceva, postăm, ca să avem fiecare să învăța la unul la altul. Deci asta este un tractor cu care îmi fac treaba și acest altul 650. Iar celălalt utilaj care le am pe aici, se pot vedea și cu el îmi face treaba fiecare. Așa că vă doresc o zi bună și spor la treabă!